Bine ați revenit alături de noi. Uniunea Europeană și încotro se îndreaptă. Sunt subiectele centrale ale emisiunii în această seară. Domnule profesor, vorbeam înainte de emisiune de populismul care apare tot mai des în România și care e foarte bine profesionist reflectat în discursurile politicienilor din România, în toate partidele politice. Da. Am ajuns a avea discursuri sau slogane ultranaționaliste pentru o structură suprastatală. Cred că mai mare paradox de atât nu poate exista. Da, discursul, care este problema? Exact cum ai spus și tu, ne tutuim dacă vrei, discursul populist sau demagogic este un discurs care a existat întotdeauna, cel puțin în politica modernă și înainte, dar așa cum o cunoaștem noi în politica modernă, din momentul apariției democrației de masă. În momentul în care apare democrația de masă și apare necesitatea găsirii unui consens din ce în ce mai amplu, apare ceea ce se numește demagogia sau, mai la moda, marketingul electoral. Mai ales cu mijloacele de comunicare care se dezvoltă, mesajul trebuie să fie mai scurt și mai eficient. Așa că toate partidele au un discurs populist sau simplist în acest moment. Sigur că în momentul de față, adică discursul populist în ansamblu e, acoperă paleta de nevoie ale cetățenilor în proporție de 360 de grade. Adică nu există un domeniu în care populismul nu spune și nu își dă o soluție. Pe atunci și ideea de, și dacă vorbim despre o entitate sau de o dinamică supranațională, este evident că și acolo se fie o bucățică de naționalism pentru cei care vor să audă acest lucru. Berlusconi, eu sunt italian și Berlusconi acum 25 de ani a fost un mega populist, a fost primul populism, un fel de populist a fost un tată al populismului în Uniunea Europeană. Adică cei de acum sunt flori la ureche față de ceea ce a fost el. Atunci nu s-a răspândit și Berlusconi nu a avut un discurs eurosceptic. Da, nu era momentul pentru a avea un discurs eurosceptic în primii ani 90. Era și greu, nu, adică Italia tocmai trecea prin mare luptă cu mafia. Nu, dar problemele, repet, ceea ce am spus mai devreme, adică apar când apar discrepanțele. Okay. Atunci nu erau. Și era oricum înainte de largirea Uniunii Europene către Est, nu se vedeau acei sacrificii care au fost făcuți cu parametrii pentru față de raportul între produs intern brut și datorii și așa mai departe. Este evident, discuția de astăzi este mult mai agresivă și vine din toate părțile. Ați încercat să ne spuneți că în cazul Uniunii Europene se aplică perfect principiul mai mare, mai slab? Nu știu care este principiul mai mare, mai slab, Alexandru. Pot să-l intuiesc, dar nu vreau să dau un răspuns nepotrivit. E un principiu the largest, the weakness, aplicat foarte des de către politologii în ideea de NATO, când se vorbește de extinderea NATO. Da, am înțeles să bine. Nu numai asta e vorba, dar problema este că apar alte probleme care nu sunt povară, nu reprezintă o povară neapărat, dar sigur că există alte probleme și este teren fertil și pentru populisme care poate, nu în cazul de față, dar care poate să nască și în alte zone ale Europei și care se răspândesc. Adică sigur că pe de o parte există, că cât ești mai mare, probleme mai mari, dar probleme la sursă. Problema este că acei parametri nu trebuie să rămân așa, adică e o problemă structurală în momentul de față a Europei, este o problemă structurală, pentru că, introduc un alt argument, să ne ferească în România cineva să adopta moneda euro, așa cum își dorește toată lumea, va fi o catastrofă, așa cum a fost peste tot. Dar va fi o catastrofă, pentru că euro e legată de Germania. Este un alt morcov pe care îl poartă căruța guvernului în fața poporului de ceva timp, adică avem promisiuni frecvente pe zona de monedă euro și e cumva un alt obiectiv post-aderare UE și NATO.
Am mai vorbit cu oameni care veneau cu analize foarte pertinente pe zona de ce România nu e capabilă în momentul actual și nu trebuie să adopte moneda euro. Dar slava Domnului să nu adopte. Ideea este că jumătate din Europa nu mai vrea moneda euro. Adică nu mai există o idee transversală de la dreapta la stânga către centru, obiectivă, nu făcută de extremiști, că această monedă, timingul adoptării acestei monede și parametrii care au fost folosiți și ADN-ul acestei monede sunt complet greșite și trebuie regândite, adică nu este ceva extra, adică extremistă. Domnule Borcea, avem la granițele României un stat în care partidul de guvernământ a fost suspendat din familia europeană. La Fidesul de Ungaria mă refer. Avem România, cărui partid de guvernământ este sub semnul suspendat. Mă rog, e oarecum suspendat. Da. Înghețat de familia europeană. Și partidul din coaliția de guvernământ, celălalt partid, ALDE, este și acesta tras de urechi destul de grav de către familia europeană în ultim moment. Avem în sine tot coridorul est-european, dacă putem să-l numim așa, din cadrul Uniunii Europene, care cumva încearcă să redeseneze regulile de joc la nivel de Uniunea Europeană, dar într-o manieră destul de ciudată. O încercare de a forța nota spre a elibera calea spre negociere, pentru că întotdeauna când vrei să negociezi ceva, trântești cu piciorul în ușă și după aia încerci să vorbești calm. Într-un fel, acum Europa Centrală și de Est începe un pic să se ridice, să capete curaj. În perioada imediat de după aderare a fost această timorare vădită din cauza originii comuniste, a înapoierii economice și a aparentei poziții de nivel economic. Exact. Vorbim de retardism economic. Un fel de, că oamenii din Europa Centrală și de și politicienii se considerau un fel de Europa B. Da. Dar acum încep să capete un anumit curaj și să formeze un fel de pol care să contrabalanceze cuplul franco-german care a stat la baza creierii Uniunii Europene. Ceea ce n-ar fi neapărat rău. Deloc. Nu, exact. Pentru că oferă un pic și altă viziune. O secundă să ne înțelegem. Și eu vreau să plec mâine cu bicicleta pe lună, dar nu am mijloacele necesare. Adică vorbim totuși de o zonă est-europeană care e destul de departe încă din punct de vedere a percepției generale, a dezvoltării economice, a integrării în cadrul structurilor Uniunii Europene. Avem europarlamentari din Cehia, din Polonia, din Ungaria, acuzați pe față de colaborare cu Federația Rusă. Da, și din Ungaria, și chiar și din Ungaria. Și din Ungaria, da, am spus de Ungaria. Dar în același timp vedem că la Berlin se fac afaceri cu Germania, cu Rusia intense. Întotdeauna la Berlin gazoductul Nord Stream 2 continuă neabătut către Germania, deși toată lumea se opune acestui proiect care va slăbi siguranța energetică a Europei și va crește dependența față de Rusia. Franța încearcă tot, nu neapărat cu Rusia că e prinsă, dar mai degrabă pe filiera iraniană, pentru că au avut mari interese acolo, ca fiecare își văd propriile interese. Exact, ceea ce face și Europa Centrală și de Est. Statele din Est, care au trecut prin experiența unui megastat federal care le-a impus anumite reguli, ceea ce statele din vest nu au cunoscut, da, au aceste sechele vis-a-vis de perioada comunistă, ceea ce în Europa de vest nu se regăsesc. Este o dihotomie foarte mare, culturală, între vest și est, dată de perioada de 45 de ani de război ocupație, rece. Da. Nu, dar e foarte mare dreptate, iartă-mă că intervin, dar asta este și un moment, adică asta este și un motiv de slăbiciune al Uniunii Europene. Adică noi avem o structură care vrea să facem sacrificii, să participăm la ea și fiecare țară, până la urmă, face și urmărește interesul propriu. Un fel de struțo camila, ceea ce în relațiilor internaționale nu este niciun stat federal cu o constituție proprie și cu o fuziune a unor elemente ale statelor, unor instituții și așa mai departe, și nici măcar nu rămâne o entitate
interguvernamentale în care pe față fiecare face interesele lui și la nevoie colaborăm. E o struțocamilă. Dar unde este acea discrepanță în această struțocamilă? În faptul că se spune, doamne, trebuie să fim europeni, că așa trebuie, trebuie să ne sacrificăm, dar beneficiile pe urmă nu le vedem și tocmai țările care sunt la vârf, axa franco-germană, nu respectă, nici măcar ele nu respectă principiile impuse de ei, pentru că ei probabil au... Probabil sunt primii care nu le respectă. Pe mine mă aduce gândul în altă parte. Acest efort vizibil a statelor din Estul Europei de a face cumva concurență principalilor piloni din cadrul Uniunii e cumva o conștientizare a creionării unei Uniuni tot mai puternic structurată pe două viteze, acel dublu standard cumva pe care îl neagă în continuare și oficialii de la Bruxelles și liderii pro-europeni din statele din Estul Europei. Dublu standard, precum s-a demonstrat, există, mai ales la nivelul alimentelor și produselor. Dar mai degrabă nu neapărat două viteze, ci două viziuni diferite asupra Europei. Statele din vest, care au trecut prin trauma ocupației naziste și a urărilor celor de-al doilea război mondial, probabil mai rău decât... Probabil la fel ca statele din Est, dar în statele din Est au mai venit și, mă rog, ocupația sovietică și altă parte, și-au dat seama că un război, la fel ca cel al doilea război mondial, trebuie evitat cu orice cost. Și s-au temut ca altceva de creșterea, de apariția naționalismului. Din nou. Și de aceea au mers către această integrare. Mă rog, Uniunea Europeană a născut ca să limiteze Germania. Acum cu Germania la... practic la volan, nu știu cât mai limitează Germania. Dar, mă, avem această idee a creierii unei uniuni care să interconecteze economic statele, astfel încât un război să nu mai fie posibil. Acesta este principiul pe care s-a construit Uniunea Europeană. Și cât timp au fost cele 15 state înainte de marea extindere către Est, a funcționat bine. Okay. După au venit statele din Est, care au avut cu totul și cu totul altă experiență culturală și în ultimii 45 de ani. Au trecut până aceeași oroare războiului, că Polonia, Cehia au fost la fel de ocupate de naziști ca și Franța, dar a venit ocupația sovietică. Și toate au fost băgate într-un mare malaxor roșu care a încercat să uniformizeze aceste state, care multe dintre ele aveau o cultură proprie și aveau o identitate națională proprie. Și au fost băgate în malaxorul sovietic. Încercare să facă toate, să fie toți, să nu mai fie cehi, polonezi, slovaci, români, să fie niște comuniști buni. Și în Est, naționalismul și identitatea națională a fost practic medicamentul împotriva sovietizării și împotriva expansiunii comunismului. Cum am văzut în Uniunea Sovietică, Uniunea Sovietică a căzut deoarece au apărut niște curente naționale în republicile sovietice. Okay. De exemplu... Bine, acele curente nu dispăruseră, ca să ne înțelegem. Exact. Pur și simplu, maniera în care gestiona Uniunea Sovietică a fost diferită în anul 1980 față din anul 1960. Da. S-a impus cu forță. Această sovietizare s-a făcut cu forță, okay, categoric. În vest, integrarea s-a făcut de bunăvoie. Și trebuie să menționăm și faptul că în vest comunismul nu are aceeași priză. Nu, din contră. Nu are aceeași semnificație negativă ca în est. Pe noi ne-au liberat, așa că este complet... Partidele comuniste din Franța, din Italia și, mă rog, laburiștii în Marea Britanie când încă aveau lupta de clasă ca în obiectivele partidului, se uitau către Uniunea Sovietică cu speranță, cu așteptări mari, aveau mari așteptări de la Uniunea Sovietică. În Est era exact aceeași chestie și probabil o chestie foarte definitorie care surprinde foarte bine această dihotomie culturală este anul 1968. Când au fost mari proteste odată la, să zicem, Paris și Praga. La Paris au fost... Vreau să revenim puțin. La Praga erau tancurile sovietice peste cetățeni, la Paris erau proteste în favoarea comunismului. Exact. Delupeau portretele lui Marc și Lenin pe Sorbona. Realitățile anului 2019.
Vorbeam de acest discurs sau aceste atenționări privind Europa cu mai multe viteze. E un discurs prezent și în România, un discurs care ajută cumva guvernanții să creeze un nou dușman extern, că nu vom permite să fim cetățeni de soarta a doua și nu suntem cetățeni de nici de cum. De sortul 2. Dar concomitent cu aceasta, e o diferență pe care nu o putem nega. Adică nu putem nega diferența între vest și est din punct de vedere cultural, social, economic, infrastructural și așa mai departe. Vreau să ajung la ideea că avem aceste alegeri europarlamentare pe 26 mai. Vor structura cumva noua formulă europeană în ideea spre federalizare sau spre o Europa a națiunilor? Eu cred că nici una, nici alta, pentru că nu sunt competenți în așa ceva. Cei care... Și nici nu este în agenda. Nu, asta e simplu. Asta este viziunea de bază. Nu este, se propune a organiza alegeri supranaționale la următoarele europene. Ei nu înțeleg, aceste partide nu înțeleg că reprezentantul unui partid din România se duce acolo să reprezinte interesele Europei, nu României. Da. Așa cum un deputat din Galați sau din Drobeta sau din Iași nu înțelege că se duce în Parlament pentru a reprezenta interesele națiunii și nu interesele județului. Iar doar o mică precizare, pe mine nu mă interesează ideea cu 200 sau 100 de viteze. Interesant unde ajungem. Eu pot să ajung cu 1000 de viteze diferite, dar care este țintă? Aia trebuie modificată, aia trebuie discutată. Pentru că dacă eu am a patra viteză sau a trei viteză, nu se schimbă cu nimic. Ideea este că noi avem viteze diferite pentru că nu reușim să ajungem la acel obiectiv. Și degeaba noi scaladăm viteza sau mergem cu a întâia sau cu a șasea sau cu a cincea, pentru că noi nu reușim să ajungem acolo. Și atunci ținta este unde vrem să ajungem. Asta este. Și aici Uniunea Europeană și-a pierdut un pic din, să zic, din obiectiv. Că nu prea mai știe ce mai trebuie să mai facă. Cum ziceam și mai înainte, au făcut marile chestii care trebuiau... Doar de finanță se vorbește. Da, am ajuns la uniune de bănci, chestii cam abstracte pentru marele public. Oamenii nu prea înțeleg ce se întâmplă. Cultura financiară este deficitară și în România și în alte țări. Deci nu e neapărat o problemă că nu înțelegem noi. E o chestie mai degrabă de elite. Chestiile mari sociale s-au rezolvat. Și Uniunea Europeană nu... încearcă să meargă mai departe în loc să mai degrabă să consolideze ceea ce a reușit până acum. Încearcă să meargă mai departe cu acest plan și aici intervin tot felul de fricțiuni. Alegerile acestea din 26 mai au fost portretizate chiar și cam de toate taberele, drept o luptă între cele două viziuni diferite, între o Europa federală. Dacă vrei o Europa federală, votează cu curentele care se autodefinesc progresiste, cu stânga, cu verzii, cu social-democrații, cu ALDE Europa. O secundă, nu ALDE, asta încercam să aduc o aură de lumină asupra celor care ne urmăresc. Vorbiți de social-democrați, ALDE, progresiști, care, cel puțin în România, se manifestă semi-eurosceptic. Ajung și acolo. Pe de partea altă avem acest curent, să zic, naționalist, care militează pentru Europa a națiunilor, mai degrabă Uniunea Europeană, să ajute un fel de arbitru al comerțului în Uniunea Europeană, să faciliteze comerțul și schimburile comerciale și culturale între cetățenii europeni. Aici avem partidele conservatoare, de dreapta. La un moment dat ar fi fost și Partidul Popular European. Cam care asta a fost se declară bazele. Un partid conservator. Se declară încă un partid în conservator, dar în fapt s-au îndepărtat un pic de la originea lor. Și avem aici, ca să discutăm despre ce ai zis, de Fidesz din Ungaria, care este membru în PPE, dar Victor Orban a acuzat PPE-ul că s-a îndepărtat de aceste valori care au atras Fidesz-ul în Partidul Popular European de creștinism, de conservatorism, de familie, de Europa Națiunilor. Și este cu Soros automat? A zis de tip Soros, deci nu l-a acuzat pe el direct, deși, mă rog, nu a ezitat alte dăți. Și avem PSD-ul din România, care pe hârtie este un partid social-democrat, dar nu mai este, într-un fel, social-democrația în...
la nivel european și stânga promovează drepturile minorităților. Drepturile sociale promovează, da. Și nu se mai promovează, asta e problema la nivel european. Nu, drepturile minorităților religioase, sexuale și alte, nu neapărat drepturile, să zicem, muncitorilor sau ceva, chestiile tradiționale. Îmi imaginez cum îl văd pe domnul președintele Liviu Dragnea în fața marșului Mozaic sau cum se numește în București cât de curând. Paradoxal, șeful Mozaic a zis că el votează cu PSD-ul la un moment dat pentru că este un partid de stânga. Asta a fost înainte ca PSD-ul să susțină referendumul de anul trecut. Și tocmai de aceea, Fidesul este pe ieșire. Și din PPE fiind pus la col, suspendat așa, este pe ieșire. PSD-ul a fost la fel pus la col, trimis la colț de către colegii socialiști. Există acea invitație făcută de Matteo Salvini către Liviu Dragnea anul trecut. Matteo Salvini și-a lansat acum un partid european în tocmai Alianța Națiunilor și Popoarelor sau ceva de genul ăsta. Matteo Salvini este șeful Ligii Nord, Liga Care are cam, de la un partid regional, a crescut cam la vreo 30% în sondaje. Da, este al treilea, este cel care guvernează împreună cu 5 Stele. Da. Și este un partid extrema dreapta, să ne înțelegem. Adică și e un partid eurosceptic. E un partid eurosceptic, sigur că da. El zice că nu. El este eurosceptic, doar în perspectiva Europei actuale, să zicem, care merge spre federalism. O secundă, aici e foarte interesant. Domnule profesor, avem aceste curente care merg cumva de mână. În Germania prin Alternativ für Deutschland. Da. În Franța prin mișcările lui Marine Le Pen. Cinque Stelle din Italia. Nu sunt în aceeași oală. Așa cum ziceam la început, Marine Le Pen este extrema dreapta. E o dreapta fascistoidă. Cinque Stelle n-are nicio legătură. E o mișcare populistă, dar cu lucruri foarte bune. Dar nu e de dreapta neapărat. Lucrurile sunt complexe, repet. Mișcările de dreapta există și iau avânt tocmai pentru acea discrepanță de care vom am tot vorbit. După alegerile din 26 mai. Scuză-mă, se vorbește despre, ca să facem o curățenie metodologică, noi trebuie să vorbim de partide antisistem. Ok. Sunt partide antisistem. În interiorul partidelor antisistem sunt cele de extrema dreapta și sunt populiste care nu neapărat sunt de dreapta. De obicei, cultural vorbind, sunt de dreapta, dar nu neapărat sunt de dreapta. Și durează foarte puțin în timp și ca perioada lor. Ideea este că partidele antisistem se nasc pentru că sistemul nu funcționează. Și de ce în momentul de față sunt mai de dreapta? Pentru că stânga în momentul de față a devenit sistem. Asta este problema. Deci cumva nu trebuie să privim partidele neapărat ca fiind de extremă dreaptă, ci să le privim ca fiind în antisistem. Dacă vrem să le grupăm, vorbim de partide antisistem, pentru că ele identifică elitele ca și sistem, făcând parte dintr-un sistem care se ocupă doar de interesele lor, de interesele sistemului, adică a elitelor, și noi, care suntem diferiți. În interior acestor partide antisistem sunt diverse partide. Sunt partide de extrema dreaptă, fasciste sau neonaziste sau fascistoide, declarat chiar spus, și sunt partide așa numite populiste, dar care mie nu-mi place să spun, pe care eu nu aș vrea să le spun populiste și demagogice, care nu neapărat se nasc ca partide de dreapta, sunt partide celor dezamăgiți. Asta este. Voiam să vă întreb anterior dacă credeți că după 26 mai vom avea pentru prima dată o familie europeană formată de mai multe state europene, din mai multe țări, din mai multe partide, pardon, care va avea curente antagonice sau idei antagonice. Nu citesc viitorul, pentru că pe urmă mi se va spune că am greșit. Nici eu nu obișnuiesc să consult globul de cristal, chiar nu obișnuiesc să consult globul de cristal, dar judecând pragmatic, după mișcările pe care le avem acum, spuneam. În funcție de sistemul electoral s-ar putea să fie unii care au această forță, va trebui să vedem cât de mult este un discurs de marketing electoral, vedem după cu ce grupă europeană se vor asocia și vedem la proba faptelor. Nu uităm un lucru, că cel mai vehement antisistem a fost Tsipras, care după 3 zile s-a vândut, pur și simplu. Adică a devenit cel mai european și a dat cadou jumătate de țară Uniunii Europene. Adică, Tsipras după aceea a devenit și foarte prieten cu Putin, dar asta e partea a doua. Nu, era de dinainte să vândă. Varoufakis s-a desprins de el și
s-a dus într-o extremă. Varoufakis are acum o mișcare progresistă, dar care se apropie teribil de mult de marxismul clasic. Băi, dar așa era terifiant. El, așa trebuia să fie. Păi nu, dar asta era discursul partidului lui Tsipras. E Tsipras nu a fost coerent. Varoufakis a fost coerent cu sine întotdeauna. Avem, în schimb, în România coerență suficientă. Propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim după câteva momente.